Ei n-au niciodată nimic. Pentru ce să te bați? Să dai dezvăluiri, să-l duci pe ăla, să-ți bagi joc de el, să vii la televizor, să vorbești, să te ceri cu toată lumea. Când de fapt nu este nicio miză, noi suntem înapoiați și proști. Pe lângă faptul că suntem hoți, avem și cei mai proști ingineri. Dovada clară cum s-a lucrat la această magistrală. Nu se poate așa ceva. Nicăieri în lume nu existau ingineri mai proști, muncitori mai proști decât cei pe care am avut aici. Așa ceva nu se poate, bă. Lăsați-o. Sigur că e furt, dar nu poți să fii atât de prost, mă. Într-un oraș plat, nu vorbim aici de niște munți, de niște creste pe care trebuia să le sapi, să faci tuneluri. Aia în Madeira au peste 40 de tuneluri. Bă, când ar face, bă, România așa ceva, bă? Toate în sistem de autostradă. 4 benzi în tuneluri. Și ele urcă toate. Vă spuneam atâta, doar nu e nicio inaugurare, nicio panglică, doar la intrarea într-unele dintre ele, că sunt capodopere, da? Pur și simplu arhitecturale, este câte o plăcuță în care se spune trecătorului, dacă are un pic de timp, să uite cum sunt făcute construcțiile. Și noi vorbim de niște amărâte de stații de metrou, unde circulă în mare parte metrouri de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Da? Este absolut ridicol ce s-a întâmplat astăzi. Și încă o dată, atenție, ca să fim bineînțeleși, această magistrală nu este funcțională 100%. Doar panglicile tăiate erau ok. Așa făcea și Victor Ponta un bob zăbavă, da? Haideți să vedem cum arată treaba în weekend. Așa tăia și Victor Ponta panglicile și venea la televizor înalt ca un măgar între oi, da? Dădea cu capul de toate astea, atâtea era de înalt, să lăuda ca un porc și după aia nu era nimic. Să surpa drumul în spatele lui și noi plăteam. El doar fura. Da? Deci să mai așteptăm un pic să vedem cum o să circule garniturile, dacă nu o să se facă scurt circuit prin tunelurile alea, să așteptăm un pic. Nu e atât de evident încă. Asta e o minciună astăzi. Astăzi doar s-a mințit. Ne-au mințit cu toții că au făcut. N-au făcut nimic. E ăsta de la PSD care și-au amintit că ei, de fapt, trăgeau pe sfoară în toți ăștia 30 de ani. N-a negat nimeni acest lucru. Da? Și-au amintit că, de fapt, era meritul lor. Păi și atunci de ce n-ați făcut, bă? Victor Ponta a stat la Palatul Victoria o veșnicie, bă. Liviu Dragnea a fost aproape veșnic. Nu în Ciolacu, dacă era atât de gospodari și atât de apropiați de poporul ăsta nenorocit, lihnit de foame. De ce nu le-ați terminat dumneavoastră astea? Atunci ați fi dat PSD-ului peste bot. Acum râde lumea de dumneavoastră. Cu asemenea scorneli. Ați făcut 95%. Dar și din autostrada Unirii cât la sută aparține PSD-ului? Spuneți-ne de acum. Da? Din metrou Clujan cât la sută e PSD-ul? Din toate marile chitorii care vor urma. Nenorocitul ăla de drum expres Pitești-Craiova. Cât e al PSD-ului? Dați, domnule, niște cifre. Nu veniți după aia la spartul târgului să spuneți nu mai aveți două sarmale și pentru mine? Că uitați cât pistrui și câtă acne am pe față. Nu dați și mie două sarmale? E târziu, moșu. Bagă-te de acum. Înscrie-te. Fă-ți rezervare de acum. Da? Eu mi-am făcut rezervare pentru la iarnă în Seychelles. Deși cetățenii români n-au voie să intre acolo deocamdată. Dar am riscat. Ca la ruletă. Am zis, bă, peste 4 luni, poate cine știe. M-au lăsat și pe mine. Deocamdată e niet. Da? Am încercat, am riscat așa, dacă nu riști în viață, nu te duci nicăieri. Mergi doar la Moșna. Da? Și așa se face și dumneavoastră. Uite că mi-a căzut, am zis că în sfârșit. Aveam și noi o cască de asta, 2 zile a ținut, de că da, a treia zi nu s-a mai putut. Dar totuși nu vorbim aici de 11 ani, vorbim doar de câteva zile. Bun, deci secolul 21 s-a adus în discuție foarte des acest termen, așa trebuie să-i spunem. Secolul 21 pentru noi este un termen. Dar s-a vorbit de viteza noii magistrale, frecvența trenurilor ar putea să fie de 90 de secunde. Adică de un minut jumate, dacă am înțeles bine. Păi de unde atâtea garnituri de metrou? 90 de secunde să treacă metrou? Păi, asta într-adevăr ar fi jos pălăria. Iar trenurile ar merge cu 80 de kilometri la oră. Asta înseamnă că ei pretind că șinele alea sunt de mare calitate. Să dea Dumnezeu. Ce, nici nu vă imaginați cât ne-am dorit să nu avem dreptate în nimic din ceea ce spunem. Că atunci am emigrat în Danemarca sau în Finlanda sau în Islanda și am trăit liniștiți știind că România e lapte și miere. Dar păcate lucrurile nu stau așa și din păcate noi, nu tovarșul Ciolacu, am avut dreptate 95% dintre cazuri. Domnul Ciolacu n-a avut dreptate nici măcar în 0,95% din cazuri. Ok, 9 ani din care 7 sub guvernarea PSD.
Așa e. Într-adevăr, dar din aia 30 de ani, că pe de asta ne interesează, dar nu scurtăturile epocii post-decembriste. Nu ne interesează cei 30 de ani, că am trăit integral aici, secundă cu secundă. Dom'le, din ăștia mă interesează cât a guvernat PSD-ul și cât a făcut. Procentual, dacă stăm să facem un calcul, uite, domnul Nicu Jordan, dacă n-ar fi fost ocupat cu alte prostii, făcea el calculul ăsta, că a fost bun matematician, în orice caz mai bun decât noi, ar fi făcut el calculul ăsta, eu cred că nu vă dădea mai mult de 0,1 realizări. Aia cum era să vine cineva? Nu avem oameni inteligenți în țara asta, evident. Mare buturi sunt. Restul au plecat. Trebuia să faceți, mă, la un moment dat. Nu trebuia să aveți curaj. Curaj aveam eu, îl citeam eu la televizor. Să mi-l trimiteți prin poștă. Faceți odată unii ăștia, vă pricepeți eu încă o dată, n-am nicio treabă cu matematica, numai 2 și 3 am avut la matematică. Ideea este că e un calcul de tipul ăsta. Cât a stat PSD-ul la guvernare, da? Câți ani au trecut, da? Cu atât rotund, e vorba de 30 de ani, asta e simplu, câți ani exact a stat și care este procentul realizărilor lor reale. Deci nu mititei, nu pufarin. Ce au făcut? Cred că, și sigur, acolo, după aia, procentual, raport cu timpul. Da, timpul fizic disponibil, dacă vreți. Că așa o să spună, da, au fost multe zile de sărbătoare. Ok, le scoatem pe alea. Știm că noi avem multe sărbători. Să zică și doamna Olguța Vasilescu că făcut la Craiova ea. Da, mă, toți ați făcut, mă, dar nu se vede nimic. Da? Alții au făcut și lucrurile se văd și din lună. La noi nu. A fost înghesuială la Catedrala Metropolitană din Timișoara, că s-a deschis sezonul mirositului de oase sau, mă rog, pupatului de moaște, cum se spune la noi aristocratic. Deocamdată Timișoara, Iașu peste o lună la Sfânta Parascheva. Asta e deschiderea. Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, care este considerat ocrotitor Banatului, dar și al pompierilor. Avem nevoie de pompieri în țara asta, că dacă nici pompieri n-ar fi, medici oricum nu sunt. Sau mă rog, nu mai sunt, spitale oricum nu sunt, deci măcar pompieri să fie, dar ați văzut și ăștia că vin cu întârziere, deci s-au uitat evident de măsuri de protecție, poliția n-a putut să facă nimic, era vorba de moaște, vă reamintesc, astea sunt stat în stat, ăia s-au dus, au mirosit acolo niște ciolane, niște oase și până la urmă n-au respectat niciun fel de reguli, foarte puține au fost, ăștia care stăteau retrași așa cu măștile pe figură. Masca era considerată marele inamic al democrației la noi. Câteva persoane doar au stat responsabili, dar nu s-au făcut deocamdată nici procese verbale, nici măcar mustrări la conștiință. Nu, e mai, nu se mai întâmplă cum era în martie și aprilie. Atunci dădeau polițiștii, dădeau 100.000 de euro la toți ăia de acolo. Astăzi nu se mai dă. Astăzi când pericolul este real, astăzi am avut 51 de morți. În România, care este, înțeleg, record de galat într-o singură zi, o să depășim noi recordul ăsta, nu e nicio problemă. Dar diferența față de 2019 a fost că de data asta toată această procesiune a trebuit să se desfășoare strict în jurul Catedralei Metropolitane din Timișoara, că nu s-au mai extins în tot orașul, că totuși se considera că vremurile sunt de restriște și pentru asta avem amintiri cu toții. Cei care s-au dus să pupe moaștele Sfântului respectiv la Timișoara nu veneau pentru prima dată. A, ăștia au pupat în fiecare an, îi mai simțeau încă gustul. Și atunci s-a spus, bă, anul ăsta trăiți din amintiri. Dar să nu uităm că vine Parascheva la Iași, Iași, peste o lună de zile, e vorba de 300.000 de clienți acolo, atâți au fost anul trecut. Ma, unii dintre ei, sigur, s-au fi curățat. Numai în ăștia 51 de morți de astăzi, este limpede că măcar 20 au pupat la viața lor moaștele Sfintei. Ăștia se curăță. Îmi spunea tăticul zilele trecute să confirmă aceste cifre, chiar dacă nu vreau să mă atace niște nenorociți de ăștia înregimentați politic. Da, eu unde citesc eu e mai sigur decât unde citiți voi. Sigur că nu sunt niște cifre oficiale. Sigur că e un pic de sarcasm în ele. Dar se confirmă această tendință. Cei care, nu pot să spun exact, da, au făcut ceva pe virusul ăsta, ăștia mor în aceste momente. Ei sunt cei care se duc la groapă cel mai abitir. Cei care n-au crezut în el. Este într-adevăr o fantastică întoarcere de situație a destinului, uluitoare efectiv. Toți credincioși ăștia, între ghilimele, toți ipocriții ăștia, bă, sunt primii pe listă, bă. Peste tot, nu numai în România. Absolut fabulos.
absolut fabulos. Oamenii reținuți, da, ăștia cu frica de medicină, da, ca să nu spun frica de Dumnezeu, că devenim ridicoli în situațiile astea, dar cei care se tem, cei care cred în ceva, cei care au un pic de conștiință, ăștia sunt totuși un pic mai feriți. În momentul de față, cel puțin al pandemiei, în turul ăsta de toamnă, început de toamnă, sfârșit de vară și început de toamnă, n-a început încă realmente toamna, așa este, dar se pare că ăștia o mierlesc în momentul de față. Asta să aibă și autoritățile în vedere că până pe 27 septembrie mai sunt vreo două săptămâni, practic, da? Timp în care în ritmul ăsta 300-400 de mușterii nu vor mai participa la alegeri. Pe mine mă interesează chestiunea asta, ați văzut că tot insist pe ea, vreau să știu exact. Morții de COVID votează sau nu? E important să știm totuși. Sunt 4.000 de oameni, până atunci vor depăși probabil 5.000, dar contează și ăștia. Ăștia erau oameni care se duceau la vot, vă garantez. Ei trebuie să fie totuși mai puțin cu 5.000. Să nu ni se spune exact aceleași cifre, că nu e normal. Da? Asta e ca atunci cu antenele când ieșiseră de pe cablu. Nu știți, se fusese incidentul ăla. Și le aveau aceeași audiență, deși nu se mai vedeau nicăieri. Două, trei zile când fusese, nu știu acum câți ani. Era evident o înșelăciune, pentru că n-avea cum. Așa și aici. Nu veniți că aveți aceleași cifre. Oamenii s-au prăpădit, mă. Sunt unii în izolare, sunt unii la spital, sunt unii la terapie intensivă. Ea nu mai votează. Nici nu mai știu ce înseamnă aia vot. Când ai stat trei săptămâni în spital, nu mai știi să umbli. Dar rămite să ții ștampila aia în mână. Da? Ajungeți ca ăla în Joker. Pe tot am apucat să văd până la urmă filmul respectiv în două părți. Boierește, așa cum te uiți când ai posibilitatea să o faci. O parte azi noapte, o parte astăzi dimineață. N-am fost foarte entuziasmat și mai și apucat să povestesc un pic. Nu aveam nevoie de un astfel de film. Ce nu înțeleg eu este, nu că ce crede lumea despre el, asta e fiecare cu părerea lui. Dar nu înțeleg de ce să dă nas totuși unor asemenea realizări. Da? Adică ce ne-a sarat acolo? O anarhie? Asta avem noi nevoie astăzi? Când în Statele Unite se întâmplă ce se întâmplă pe străzi? Asta ne trebuie. Să vedem un marginal cum îi omoară pe toți și pe aia să-i dăm premiu Oscar? Mi se pare că suntem bătuți în cap. Da? Adică ce? În artă chipurile? Asta e artă. Acolo e voie să faci orice. Dar dacă vii și spui lucrurile astea la televizor, într-o emisiune care nu contează, într-o țară care nu contează, da? Iei o amendă mai mare decât poți să duci, mai mare decât câștigi tu pe lună sau în două luni ca leafă. Asta se poate. Și ăia acolo să facă asemenea filme, într-un moment în care tata scoate pistolul într-o emisiune de televiziune, după părerea mea, nu-i de făcut în filme. Ne-am ars de atâtea ori. Mai ales în Statele Unite, unde sunt astfel de atentate nejustificate de nimic, gratuite, la tot pasul. Ce să înțeleagă oamenii aia? Într-un film care a fost multi-oscarizat. Dar numai ăsta a luat toate. Ea numai laudă. Nu avea nimeni curajul să spună nimic despre el. Este o rușine la adresa civilizației umane, așa ceva. Da, eu sunt de acord că nu e cum se spune. Nu, filmul n-a fost făcut ca să câștige premiul Oscar. Poate nici nu trebuia să fie băgat în seamă. Sunt atâtea alte porcării de genul ăsta pe care nu le vede nimeni. Da? Și dat exemplu, că se făcea în Europa de Est filmul ăsta și jucau niște amărâți de ăștia de-ai noștri, nu lua niciun premiu, bineînțeles. Dar, bă, în Statele Unite este foarte periculos să faci o asemenea porcărie în ziua de astăzi. Deși încoate filmul are și niște atribute, nu te plictisești la el. Că ăștia noi care ne-am uitat la zeci de seriale, la mii de seriale, cu sute de sezoane, nu înseamnă mare lucru o oră 56. Da? Film astăzi, ca să înțeleagă toată lumea, este o rahat. Dar orice serial, indiferent unde e făcut, în ce limbă este jucat, că e în hindi sau că e în sengaleză sau că e în